este Caterina Begu, sunt de la Ucraina, Odessa, am 24 de ani și venit să cuceresc România. Ce te susține? Mă susține foarte mult, prietenul, foarte mult. Crede în mine mai mult decât eu. N-a putut să vină, dar simt asta, simt și de departe. Este o fată foarte frumoasă, nu neg că asta o avantajează, din plin o avantajează. Niciodată până acum nu și-a descolit un picior sau și-a descolit, mai știu, un decolteu. A fost foarte rezervată, o fată cu bun simț. Foarte puternice emoții. Ți se întoarce așa dintr-o parte în alta și nu știi unde să iei, să te duci unde e. Adică e o emoție care nu se descrie. Așa voce, Catiușa! Kilometri de voce. Mulțumesc mult! Nici nu vă închipuiți cât mult înseamnă pentru un om ca mine așa cuvinte de la voi. Sincer. Draga mea, nu ești tu de vină, e vocea ta, stai tu liniștită. Nimic mai frumos pentru un artist ca atunci când vorbește să fie smerit, să fie liniștit, să fie cu zâmbetul pe buze și atunci când îți cântă să-ți drâncine pereții. Muzica o face să o transformă pe ea. Pentru mine asta e un mare pas. N-am ajuns nicăieri așa departe. Asta e super tare. Caterina, eu vând bilete pentru galele finale. Pe cine îi pune în primul rând? Părinții, familia și bărbatul cu care suntem împreună. Băiatul, prietenul, iubitul. Fii atentă, eu nu știu cine e băiatul, dar am primit un mesaj pe Facebook la mine de la acest om. Salut, Katia, ce faci? Sper că ești bine. Uite, știu că participi la X Factor. Aș vrea să te încurajez din partea mea. Să spun că ești o fată bravo, inteligentă și îți reușește așa cum ai reușit până acum. Nu-ți fă griji, noi suntem cu tine, Parisul tot, îți doresc paftă. Și încă o dată paftă și de curând. Mai bine. Dar este prietenul meu bun, din copilărie. Este prima dragostea mea, băiatul ăsta. Comunicăm și acum apropiați. Foarte bine, da. E fain. Eu când am văzut turnul Eiffel care ieșea din cap, ai văzut? Da. M-am speriat foarte tare. Să nu te ceară de soție. Uite pe scenă. 3, 2, 1... Bună ziua! Bună! Cum te cheamă? Sunt Caterina Behu și am emoții. Prima concurentă din Odessa în bootcamp. Iha! Yay! Cum stai cu dragostea? Bine, parcă. E răgușită? Parcă e ok. Parcă e ok? Țin. Da. Cred, și cred că intuiesc în vorbele tale, că e ceva delicat. Nu intru în amănunte, pentru că nu vreau să-ți stric starea. Mi-ai pregătit ceva mai bun decât ai cântat în audiție? Cred că da. Pentru mine e puțin mai sus decât a fost. La momentul dat cântecul mi se potrivește foarte bun stărimile. Am avut și noi o ceartă cu prietenul. Nu prea bună. Ai venit singură ieri. Trebuia da. Trebuia să vină și el. Și de ce l-a venit? Up and downs. Și oricum, if I were a boy, îmi vine foarte bun, foarte bine. Când ți-l-i cânte cu mintele la el? Da, ar fi super să mă audă. Katia, baftă mult!